Orașul meu natal poartă numele marelui domnitor al Moldovei, Dmitrie Cantemir. În Cantemir am crescut, m-am căsătorit, aici trăiesc cei mai scumpi și apropiați oameni. În anul 2011, locuitorii Cantemirului m-au ales în funcție de primar. Din prima zi am început lucru de restaurare și dezvoltare orașului, de atragere investițiilor și de îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Cel mai bun indicator al încrederii și aprecierii activității mele au fost alegerile de anul 2015. Atunci când cantemirenii au votat repetat pentru mine și echipa mea. Sunt convins că puterea este pentru oameni și nu oameni pentru putere. Și așa trebuie să fie nu doar la nivel local, dar și la cel central. De aceea, pe 24 februarie, voi participa la alegeri din partea partidului nostru, pe circunscripție numărul 42. Numai împreună vom putea întoarce bunăstarea și stabilitatea în casele noastre și asigura fiecărui cetățean dreptul la o viață demnă și un viitor mai bun. Moldova va fi liberă!